se binecuvintează și se sfințește, pristropire cu apă sfințită, într-o neclintită temelia bisericii, ce se zidește în numele Tatălui, piatra aceasta în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Familiile mutate din aceste zone în actualul cartier Primăverii, ca urmare a lucrărilor miniere de extindere a carierei Roșia, au solicitat acest lucru, ei rămânând fără biserică după ce casele lor au fost dărâmate. După ce și cererea lor a fost aprobată de Mitropolia Olteniei, proiectul bisericii din Primăverii a prins contur. Președintele Federației Marin Condescu a declarat că lăcașul de cult va fi inaugurat anul viitor și va avea hramul Sfintei Varvara, protectoarea minerilor. Totodată se dorește și construirea unei grădinițe în această zonă. Astăzi e prima dată când sărbătorim după 20 de ani ziua minerului, care am stabilit să fie 4 decembrie, Sfânta Varvara. Din păcate am oscilat vreo 20 de ani, când am văzut cu adevărat că am greșit. Sperăm să fie de acum încolo și mai bine pentru noi. Și această biserică, care va fi a minerilor și energeticienilor, să fie locul în care să ne întâlnim în fiecare an. Noul locaș de cult va fi locul de rugăciune pentru strămutații din cartier, dar și pentru noi locatari din zonă, principalul investitor fiind SNL-ul prin ECE Roșia. Până în momentul de față s-au alocat deja 2 milioane de lei. Știm cu toții de ce suntem aici, vrem să punem placa de temelie la o viitoare biserică care va satisface cele 180 de familii strămutate de către activitatea de minerit, nu numai de către SNL-ul, fiindcă aici există familii strămutate și din bazinele Robinar și Jilț, și la solicitarea Mitropoliei pentru a li se construi un lăcaș de cult. Profităm de această zi, fiindcă este Sfânta Varvara, este ziua minerilor, ca această biserică a minerilor să aibă hramul Sfântei Varvara. Și totodată vrem să comemorăm pe acei care și-au pierdut viața în activitate. Tiberiu Trotea, directorul Complexului Energetic Rovinare, a precizat că această investiție este necesară pentru comunitatea din zonă. Ceea ce se face aici astăzi și se va pune piatra de temelie este o necesitate pentru o comunitate care a rezultat din strămutarea multor localități care au fost în fața exploatărilor miniere și de-a lungul anilor a trebuit să fie construit în această zonă casele care au fost strămutate. Iată că a venit momentul ca astăzi să se sfințească locul unde se va construi un lăcaș de cult pentru enoreașii care au fost strămutați în această zonă. La acest eveniment a participat și primarul municipiului Târgu Jiu, Florin Cărciumaru. Edilul a vorbit despre importanța mineritului din județul nostru. Eu consider că este un moment deosebit de important pentru mineri. Este ziua.